transportul local. Am văzut după ședința de ieri, așa, o avalanșă de informații în mass media și care mai de care s-au grăbit să ne ofere sfaturi, spun eu, despre cum ar fi trebuit să procedăm și că ceea ce au făcut oamenii din primăria Brâlad, în speță primarul și cu aparatul propriu, a fost o greșeală. Dați-mi voie să fac o scurtă istorie. Pe 9 aprilie 2019 am avut o ședință extraordinară. După susținerea celor de la PSD. Pentru că ei au vorbit în ședință extraordinară și înainte de a semna convocarea și după convocarea. În realitate a fost o ședință delimitată pentru că legea ne permite ca în situații urgente și de mare interes pentru comunitate să putem convoca Consiliul Local de îndată. Am apreciat atunci că transportul local este o problemă foarte, foarte urgentă și că nu trebuie să lăsăm pe brâlădeni fără transport. Să știți că este o chestiune care ține numai de Consiliul Local. Atunci când discutăm despre o ședință extraordinară, despre o ședință de îndată, pentru că noi suntem cei care apreciem dacă este urgent sau nu este urgent, dacă facem ședință extraordinară sau nu facem ședință extraordinară și nu vine nimeni asupra noastră să spună, domnule, știți, la proiectul ăsta nu trebuia să-l includiți în ordinea de zi. Este o putere dată Consiliul Local. În ședința de 9 aprilie 2019, care a fost o ședință de îndată, consilierii Partidului Social Democrat au lipsit. Cu o singură excepție, dacă mi-aduc bine aminte, consilierul domnul Apostu Dorin a fost prezent și dumneavoastră, care sunteți ziariști de ceva timp, știți și ce misiune a avut în Consiliul Local. Deci a lipsit. Lipsa asta mi s-a părut nejustificată față de cetățenii municipiului Brâlad, care au votat consiliere și inclusiv primarul, să stea, să stăruie, să găsească soluții pentru problemele care le avem. A urmat ședința din 21 aprilie 2019, a fost ședință ordinară. Am avut o ședință cu mai multe proiecte pe ordine de zi. Am parcurs câteva proiecte și dumneavoastră care aveți un ochi format puteți găsi și alte răspunsuri. Am ajuns la proiectul de hotărâre privind transportul în municipiul Brâlad. După discuții interminabile și acuzații la adresa executivului și al primarului, în cele din urmă, consilierii PSD s-au ridicat și au plecat din ședința Consiliului Local. Atunci am spus că nimeni nu ne împiedică să stăm până la 12 noaptea să găsim soluții pentru transportul local. Au plecat, lăsând în urma lor consilierii PSD și, mă rog, tot angrenajul de la Partidul Social Democrat, numai acuze că nu am dat societății de transport subvenții, că nu am majorat prețul la 2 lei, că noi, cei din primărie, nu ne-am fi făcut datoria, că noi am încercat să delegăm un serviciu pe care deja l-avem delegat prin aceste proiecte de hotărâre. Că nu am cunoaște legislația și tot felul de acuze. Poate o să reușesc să fac câteva precizări. În 21, în ședința ordinară, am rămas cu proiecte nediscutate, nevotate, de importanță pe lângă cel care l-am menționat, transportul local. Și aveam proiect de hotărâre legătură cu cartierul, noi vrem să dăm locuri pentru tineri, cu centralele din municipiul Brâlad, care stau să dărâme și reprezintă un real pericol pentru noi. Am avut proiect privind domeniul public, care este absolut, cum zic,
Este un proiect de foarte mare importanță pentru tot ce facem noi și derulăm în municipiul Bârlad, este legat și de domeniul public. Consilierii PSD s-au ridicat și au plecat și au lăsat cu proiectele nerezolvate și inclusiv transportul local. A urmat ședința extraordinară din 31.1.2019. Deci dumneavoastră a trecut o lună de zile până am ajuns și noi la un final. După ce consilierii PSD, bineînțeles și domnul deputat, au împins discuțiile până la ridicol, văzând că de fapt nu au niciun amendament la proiectul de hotărâre, au strecurat așa o idee că, domnule, știți, nu e bine să veniți cu un singur proiect de hotărâre. Că în situația unui om nemulțumit, în speță a societății de transport, dacă atacă proiectul de hotărâre, blochează absolut tot fenomenul numit transportul local în Bârlad. Eu am explicat și atunci, mai spun o dată, că un act normativ de cel care contestă poate fi atacat în totalitatea sa, tot actul, sau poate fi atacat pe articole. Pe articole. Așa că acest argument juridic nu are cum să stea în picioare. Numai că o parte dintre cei care au participat la discuții au preluat acest argument pe care dumneavoastră îl puteți verifica oricând. Și atunci când se atacă o lege la Curtea Constituțională, de exemplu, ea poate fi atacată în totalitate sau un articol din lege sau două articole. Eu am înțeles că tensiunea era așa la maxim, toți erau doritori așa de lucruri, de senzații, dar trecând dincolo de acest lucru, erau și lucruri serioase de rezolvat. Ca să deblochez situația transportului din Bârlad, deși știam că o să punteze la chestiunea asta și pe care presa nu o va verifica niciodată, o să vedeți că nu a verificat nimeni, am spus, facem două proiecte. Dar corect este și cu un proiect. Și pentru că cei de la PSD nu au avut cum să aducă amendamente, au presat să facem două proiecte. Și facem și două proiecte, deși este normal și cu un proiect. Pentru că dacă noi am fi mers pe ideea, este corect cu un singur proiect, așa putem lucra, mergem cu el la vot, consilierii PSD s-ar fi ridicate în picioare, n-am fi avut cele două treimi și am fi rămas cu o problemă de rezolvat. Atunci am discutat cu cei din executiv și am zis, facem două proiecte. Am făcut precizarea în ședința Consiliului Local și niciunul din cei din mass media nu au avut, nu au auzit, nu au vrut, nu știu, nu au preluat acest lucru și s-au mulțumit să spună lecția de drept dată de domnul deputat, primarului și celor din aparatul propriu. A fost așa la înălțimii, au fost făcuți praf, i-a spulberat și tot așa. Eu întrebam. Și-ar vrea să-l scutesc pe domnul secretar, să nu stea mult aici, dacă vrea să spun. Pentru că am văzut pe ceea ce spun eu, n-a avut greutate. Acum, să știți că, până la urmă, sub aspectul legalității, într-o primărie și în Consiliul Local, nu răspunde decât secretar. Chiar dacă un consilier sau un grup de consilieri fac un amendament, dacă nu este legal, secretarul nu semnează. Face o notă și dă explicația de ce nu semnează. Nu știu care este formula și cum să procedez, dar rog pe domnul secretar să îi spun dacă era legal proiectul cu o singură variantă. Cu un singur proiect, cum am pornit noi, pentru că am văzut că dumneavoastră, cei care lucrați în presă, nu ați prins această idee pe care eu am spus-o în mod explicit. Domnule secretar, dacă doriți. Proiectul inițiat de către domnul primar a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Din punctul meu de vedere, adică din punct de vedere juridic, nu există dubii cu privire la acest aspect.